Bună ziua! Astăzi am să vă prezint pe xl-specialist.ro o problemă cu care eu m-am confruntat de foarte multe ori. Aș vrea să vă prezint o posibilă rezolvare a ei. Am pregătit pentru asta un fișier. Problema se referă în principal la operațiile cu date, și ore. Am primit un fișier acum ceva timp în care trebuia să fac niște operațiuni cu date, adică trebuia să se întâmple anumite lucruri la o anumită oră și s-au întâmplat la o altă oră, înainte sau după. Asta este mai puțin important și trebuia să văd, să fac un raport cât este diferența între ceea ce s-a întâmplat și ceea ce trebuia să se întâmple ca interval de timp. Fișierul arăta ceva de genul ăsta. Ok, eu am extras doar datele relevante din. De fapt, am pregătit un fișier care avea doar date relevante care ne interesează pe noi. Aici aveam mai multe lucruri care trebuiau să se întâmple, chestiunea care trebuia să se întâmple, și aici aveam, exact așa arăta fișierul, data 1, data 2, ora 1, ora 2. Data 1 cu data 2 trebuiau cumulate cu ora 1, ora 2, astfel încât data 1, deci la data 1 trebuia să se întâmple la ora 1 și s-a întâmplat la data 2 la ora 2. O să mut coloana asta de aici. Ca să fie mult mai simplu, am să inserez o coloană în zona asta și am să o mut pe asta cu totul, ca să fie mult mai simplu de înțeles. Și am să șterg coloana asta. Ok. Deci, trebuia să am un eveniment care se întâmpla pe 3.1.2013 la ora 21 și de fapt s-a întâmplat pe 3.1.2013 la ora 20. Alt eveniment pe 4.1.2013 la ora 21 și s-a întâmplat pe 4.1.2013 la ora 19.30. Deci, eu trebuia să fac operațiuni cu datele astea și să Excel-ul să mă ajute să scad automat, să văd diferența de timp care s-a întâmplat între cele două evenimente. Din păcate, fișierul pe care l-am primit eu era foarte prost organizat. În primul rând, data și ora sunt pe două coloane diferite și trebuiau să fie pe aceeași coloană ca să pot să fac diferențe de date și ore. În al doilea rând, data, așa cum o să vedeți, ea nu este în format dată. După cum vedeți aici, nu mi-afișează format dată, este pur și simplu introdusă ca și text. Dacă o să vreau să o formatez ca și dată, o să vedeți că nu prea se va putea. Și am să-i spun că e dată, rămâne la fel pentru că de fapt este un format text și nici n-a fost introdus așa cum trebuie. Ok, aici sunt 15 linii. De fapt, fișierul era foarte mare, avea undeva la 700-800 de linii. Ca să stai să modifici manual datele astea și să compui datele cu orele este destul de complicat. De asta am încercat să găsesc o variantă, chiar și în formatul ăsta de dată, așa text cum este el, să pot să-l convertesc în format de dată formatat ca și dată în Excel, ca să pot să fac diferențe de date. Bun, pentru asta o să iau datele de aici și am să le mut într-un sheet, sheet-ul 2. Da? Am să mai introduc două coloane în zona asta și am să vă explic de ce. Ce vreau să fac? Vreau să sparg textul de aici pe baza faptului că am punct de fiecare dată și să-l sparg în trei componente. Prima ziua, luna și anul. După ce am făcut asta, vreau să le reunesc la loc în formatul de dată pe care mi-l agrează Excel ca să poată să-l formateze ca și dată. Bun, hai să facem asta, selectăm tot. Am mai făcut asta în momentul în care am pus text pe coloane. Asta voi face și acum. O să-i dau ca și caracter special punctul. Mi l-a spart deja, da? Finish. Și deja mi l-a spart pe formatul care îmi trebuia mie. Aici mi apar acum formatate ca date, pentru că mi-a luat formatarea din partea cealaltă. O să le formatez ca numere la momentul ăsta, fără virgulă. Și uitați ce mi-a făcut. Mi-a formatat, deci mi-a apărut ziua, luna și anul. Acum, pentru a le formata ca și dată, aș vrea să le unesc toate în același conținut, astfel încât dar să le unesc în formatul în care vrea Excel-ul să mi le și știe să mi le formateze ca dată. Și am să folosesc o funcție care se cheamă concatenate și îmi spune așa, textul 1,
Păi, textul 1 va fi luna, textul 2 va fi o bară, textul 3 va fi ziua, textul 4 va fi o bară, textul 5 va fi anul. Pardon, l-am pus tot acolo. Textul 5 va fi anul. Da? Deci, ce voi face? El va scrie așa, exact cum se afișează aici jos, luna 1, data 3, anul 2013. Da? Îi dau OK. Mi l-a afișat așa cum vreau eu, îl trag până jos. Da? Și acum, el deja apare ca fiind formatat ca dată. Hai să încercăm să-l formatăm ca dată, să vedem dacă știe să-mi ia ca și dată. Nu știe pentru că de fapt are o formulă aici și ca să pot să fac asta ar trebui să mai introduc o dată, selectez tot și dau copii, iar aici am să copiez, am să fac un paste special și am să copiez doar valorile. De ce am făcut treaba asta? Pentru că el aici, de fapt, dacă o să vă uitați sus, el de fapt are o formulă, iar rezultatul formulei este valoarea asta. Aici, copiind valorile, cum fac să adaug ora la data asta? Data este, de fapt, aici, în momentul în care nu am oră, Excel o interpretează ca fiind o dată cu ora 00, adică 0 ore 0 secunde, adică 12 noaptea. Ca să pot să-mi afișez data împreună cu ora, trebuie să fac o operație matematică simplă în care îi spun ăsta este egal cu ăsta plus ora 21. Trebuie să o formatez și pe asta oră și trebuie să-i dau time și să-i dau 13:30, ok, da? Și aici va fi E1 plus F1 și ar trebui să-i dau format date and time. Să mi-l afișeze date and time, adică ceva de genul ăsta. Ok? Ceea ce s-a și întâmplat. Da? Deci am 3.1.2013, hai să afișăm anul complet. Să căutăm aici un format care să-mi afișeze anul complet. 14 martie. Cred că o să-l las așa pentru că pot să-l fac din custom, dar n-aș vrea să mă mai intru acolo, să mă mai joc. Ok, o să-l lăsăm așa. Deci, în momentul în care trag până jos, observ că mi-a adunat orele și am un format de dată ora așa cum îmi convine mie. Trebuie să iau ceea ce am aici cu copii, am să duc în sheet-ul 1 și am să-i zic aici, haideți să introducem o coloană aici, paste special, values, trebuie să anulez pentru că trebuia de fapt să introduc o coloană înainte. Haideți să introducem insert copy cells, shift cell right, ok, îmi dă valorile aici, nu îmi dă pentru că n-am introdus corect valorile respective, ok, o să șterg ce aici și copiem din nou. Îi dăm copy și o să-i dăm să-mi copieze doar valorile. Paste special, doar value. Și acum o să-mi copieze ceea ce am copiat în zona respectivă. După cum vedeți, deja mi-o formatează ca dată oră, pentru că mi-a afișat ora 9 p.m. în loc de 21, da? Toate sunt aici la ora 21. Bun. Am să fac același lucru și cu al doilea... Aici am o problemă că nu trebuia să fie ora 20. Bun, am să șterg asta ca să nu-mi creeze probleme, pentru că tot același lucru era, nu mai știu ce, probabil din mișcările care le-am făcut, din mutările mi-a rezultat o... Bun, am să iau datele de aici și am să fac același lucru, dar în sheet-ul 3. Din nou, introduc coloane, două coloane, insert două coloane, spar coloana asta, textul columns, în trei elemente separate, adică exact ce am făcut data trecută, da? Mi l-a introdus ca dată oră, ca lună, zi, an, mai introduc o coloană aici și introduc o funcție concatenate care reunește toate cele trei. Textul 1 va fi luna, textul 2 bară, textul 3 va fi ziua, textul 4 va fi bară, textul 5 va fi anul, da? Ok. Mai introduc o coloană ca să pot să copiez valorile, să nu-mi ia funcția, copii.
și paste, adică exact operațiunile pe care le-am făcut în partea cealaltă și îi spun values egal. Și aici am să adun cele două, egal cu ăsta plus ăsta. Ok. Și am să-l formatez, de fapt pe tot am să-l formatez ca date and time, ăsta pe care l-am ales aici. Ok, am să trag până jos. Este exact același lucru ce am făcut în prima parte. O să copiez tot ce e aici, copii, și am să introduc în ultima coloană, dar din nou paste special și am să introduc doar valorile. Da? Trebuie să formatez și aici ca dată și oră, că nu-i formatat. Din cauza asta mi-a luat valorile alea. Ok. Da, ok. Și iată ce am obținut. Deci dacă o să vedeți, valorile sunt acele. Ascund coloanele astea două, care erau cele inițiale, le-am luat doar pentru verificare. Le-am păstrat doar pentru verificare. Aici. Și aici o să am data 1. Data ora 1, data ora 2. Și acum pot face operații diferență timp, da? Și acum pot face operații, este egal cu asta minus asta și îmi dă minus 0,004, da? Le va trebui să mulțesc cu 24 aici. Deci pot să-i dau o formulă în care să mulțesc cu 24 ori 24. Pardon, am scris greșit. 24, ăsta trebuie pus în capăt. Control X. Control V. Da? Și o să-mi dea minus o oră. De fapt, am făcut transformarea în ore, că am mulțit cu 24, o să-mi dea minus o oră, da? Dacă fac la fel cu toate, o să-mi dea minus 1,5 ore, minus 0,66 și tot așa. Cam asta pentru azi. Mulțumesc. Vă aștept pe excel-specialist.ro ca să putem discuta mai multe probleme și mai multe aspecte legate de Excel.